Vă salut, băieți, și bine v-am găsit la primul clip cu IFC 24 de anul acesta. Ei bine, astăzi o să vă arăt tacticile mele, controller settings și camera settings, pentru că foarte mulți m-ați întrebat de ele și trebuie să vi le arăt odată, nu? Eu am jucat doar o formație tot anul acesta, bine, cât au fost acum o săptămână. Am reușit să fac un record cu formația asta de 53-0-0. Așa că vreau să vă prezint și vouă formația. Este un 4-2-2-2, 4-2-2-2 meu clasic. N-am mai făcut alte formații, după cum vedeți avem 4-2-4 de astea și eu am 4-2-4 și formația. Deci n-am mai jucat altă formație. Și avem așa, un balanced cu 45 width și 65 depth. Dar aici depth-ul, dacă este peste 45, echipa o să vă facă offside trap automat. O să fie și un fel de preceptor position loss dacă este peste 45 depth. Eu o încerc așa un pic cu 65, dar dacă mi scoate prea mult din poziție o să pun 45 și eu. La offensive avem build-up play long ball, exact anul trecut în 4-2-2-2-ul meu, cu forward runs și width 70. Place in the box 6, pentru că îmi place să urce și CDM-ul, puteia și uneori mai urcă și Bellingham, dar puteia urcă cel mai des. Corners 2, free kicks 1 și să trecem și la instrucțiune. Avem getting behind pe Ginola cu comeback on defense, la fel și pe Ronaldo, getting behind cu comeback on the defense. Benzile, Ramlam, avem comeback on the defense cu getting the box for cross, la fel și pe Usman Dembele. Iar pe CDM să avem cut passing lanes, stay back while attacking cover center, la fel și pe cel din stânga și pe cel din dreapta. Iar pe RB și LB avem stay back while attacking. Băieți, am ajuns și la controller settings. Avem shot assistance pe assisted, dar aveți și precision shot. Acest shoot este mai bun decât cel normal, decât cel assisted, dar trebuie să fie exact ca power shot, adică orice shot pe care îl dați o să trebuiască să țineți direcția perfect. Așa că eu îl țin pe assisted, deoarece cele mai multe șanse pe care le-am eu sunt 1 vs 1 cu portarul și aș rata foarte multe dacă l-aș avea pe manual. Time finishing, on, normal, true pass assistance, neapărat pe semi, lob true pass, la fel, semi, ground pass semi, assisted aici la tot, precision pass, aici puneți normal, n-am umblat la asta, nu știu, direcțional neapărat aici, pentru că eu când fac clearance-ul vreau să am control asupra direcției și țin direcție și dau cerc pentru clearance, jockey manual, aici nu pot să schimb din cauza că eu am competitive preset. Tactical defending. Mulți o să întrebați de ce tactical defending și nu advance. Ei bine, am testat și tactical și advance-ul și cu cerc, adică cu standing tackle, face ambele tackle-uri și shoulder tackle și stand tackle și am preferat să fie așa deoarece uneori vrei să faci stand tackle și îți face shoulder tackle. Adică dacă reușești să stăpânești advance defending-ul, eu cred că este mai bun decât tactical, dar o să jonglez un pic cu ele și o să văd care e mai bun, dar deocamdată abar n-am. Pass block assistance on, switching, airball, loose balls, auto-switching versus as non, right stick classic, aici 4 am lăsat așa cum era, next player switching classic, dar o să vă spun să puneți closest to the ball, neapărat closest to the ball, eu nici nu m-am uitat la asta, l-aveam și înainte pe classic, dar eu schimb mainly din right stick, așa că neapărat să puneți closest to the ball, player lock, normal, on, icon switching off, mine mă deranjează foarte mult să văd aia, orbit dribbling. Nu știu ce e, l-am lăsat pe on să fie sănătos, assisted aici, analog sprint, toate astea neapărat să le aveți pe off. Iar camera, avem un co-op, exact ca de fiecare dată, 15 height, 5 zoom, power shot zoom, să fie on, pentru că contează destul de mult să poți vedea exact unde dai power shot-ul. Cam acesta a fost clipul, băieți, v-am arătat custom tactics-urile mele care am reușit să fac 53-0, v-am arătat camera settings și v-am arătat și controller settings. Știu că a fost doar o formație 4-2-2, dar nu am folosit altă formație. De acum o să încerc și o să joc jocul. Am zis să vă scot ceva așa rapid ca să aveți și voi o idee, să vedeți cam ce folosesc eu și cum am reușit să fac 53-0. Vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru toată susținerea. Nu uitați de like, share, subscribe, iar noi ne vom revedea la clipul următor. Pa, pa!